Da! Să curgă reveurile! Să curgă, că lumea vorbește! Ha, lumea vorbește despre treburile astea, că e hype mare, pe... Spill the tea! Nu mai se mai pot trăi în țara asta. Facem un reveu sănătos. Pentru ceva... Cică sănătos. Uite la aici, frate. Arată bine, al dracu. Cutia arată bine. Parcă e lăpcioagă din ăla, știi? Parcă cutii de lapte. Știi, știu despre ce vorbesc aici. Tot mă uit în ecranul ăla, bă, frate, nu o să mă uit aici. Mă uit la mine. Ăsta e cu... Ăsta mai multe, da? Mai este unul gălbăjit. Ăla cu piersică și vanilie. Ăsta e cu... Nu știu dacă se vede. E cu... Stai cam și... Afine și flori de măr. Uite, îl vezi? Dacă e bun, chiar e bun să mor, dacă nu. Chiar e bun. Auzi, chiar e bun. Bă, oprește-te, bă, băiatul, că vorbeam de ălaltul. Îmi zburase capul în altă parte, să mor dacă nu mă gândeam la Instagram, cum fac. Pe bune, chiar asta mă gândeam. Oare cum să fac o postare pentru Instagram cu ăsta? Fix de asta, mă dai seama ce căpățână, e bolnavă. Bolnavă. Ălaltul e bun. Ălaltul. Și dacă e să mă refer la asta, nu știu. Scrie la fel. Preparat din ceai, adevărat pe gustul Oscar, nu știu ce, bun, savurează spill de tea rece, potrivit pentru vegani, perfect. Pentru oamenii care trăiesc sănătos, mult și verde. Eu nu sunt vegan. Băutură necarbogazoasă pe bază de ceai negru. Cu suc concentrat de afine și aromă de flori de măr. Flori de măr. Cum vine flori de măr? Nici nu am văzut pe nimeni să mănânce flori de măr. Preparată din ceai negru, flori de măceș și hibiscus pasteurizată. Bun. Vegan, nu știu ce, nu te îngrași, are calorii, are și zahăr, normal că... Viața e bună? Hai să-l amestecăm, că na, te bizguduit înainte. Normal că nu. Inventez din astea bune. Cât a fost? Mai ele la... 9 lei, cred că, sau 8 lei, nu mai știu. Cum a zis la celălalt, că e scump, că e ieftin, habar n-am. Depinde de câți bani ai în buzunar. Ești pe bogăție? Na. Îi... ieftin. Ești pe sărăcie, e scump. Practic și văd cum. Wow, 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 ce poate să spună profetul. Nu vine să cred ce vorbe, măre. Du-te bă și bate-le, parcă te văd și cum spui. Du-te și bate vorbele astea și pune-le la pipiatră în fața la turnul Eiffel. Du-te acolo să le vadă lumea ce vorbe mare ai pe tine. Profetule. Hai mă pui treabă. Ți-am arătat marfa? Pac. Hai așa. Wow, 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 wow. Aoleu, capacul ăsta a făcut. Nu mai suport. Eu știu că n-au vrut să facă ăștia așa. E legea asta împuțită. Căcată asta de lege împuțită. Ordinul ăla cu capacele. Bun, rău. Bun, rău. Asta e mai bun pentru mine, pentru gustul meu. Bă, dar e bun, mă. E rece, nu are rece. E cald. Eu de atunci am cumpărat din Carrefour, n-avea cum să facă, că aici scrie, a se consuma, nu? Scrie undeva pe rece. Să-l bagi rece dacă poți. Nu știu unde scrie. Nu scrie nicăieri? Stai un pic. Așa nu scrie nicăieri, mă? O, capacul ăla. Mamă, dar cum se strânge, îmi place. Unde scrie, mă? Ca se consuma rece. Ca așa, a se consuma... Nu, lasă-mă în pace cu astea. Aha. După deschidere, lasă-mă în pace. A se consuma în cel mult 3 zile. Deci cum a venit, ca să, în caz că nu citești pe aici, măcar spun eu. Dacă îl deschizi pe ăsta, îl bagi la frigider, în 3 zile să-l bei, da? Lasă-mă cu astea. Lasă-mă unde spune dacă e potrivit. Lasă-mă. A, savurează spill the tea rece. Și la Carrefour ai văzut că am spus. Poate îi scrie. La Carrefour mi-era la cald. Acum îi mai dau un gât. Îi mai dau un gât lej. Ăi, bun rău, ăsta e mai bun pentru mine. Îmi plac și afinele, știi? Și flori de măr. Nu știu ce gust au alea. Mamă, dar nu-i rău deloc. Nu că nu-i rău, e bun chiar.
Băi, bun, rău. Spill the tea, nu cam ce înseamnă. Tea înseamnă ce ai. Spill? Nu știu, trebuie să caut pe internetul cândva. Nici nu mă interesează. E bun, asta e tot. Bă, dar asta chiar merge, frate, pe o vreme de asta răcoroasă. Nici n-are mult zahăr. Să spun, dacă ții la treaba asta fără zahăr, fără... Înțelegi tot ce mă refer. N-are nici mult zahăr, probabil nici măcar nu te îngrași. Chiar e ok. Și la gust. Și asta e mic, așa, butelcuța asta e mică, poți să o iei în mână. Chiar e mișto. Notă, n-am ce notă să dau. Pentru mine, dacă e să fac singura comparație, să fac comparație cu celălalt de înainte. Gălbejeala. Ăla cu vanilie și piersică. Îmi place mult ăsta. Asta nu înseamnă că mi-e bun ăsta. Dar e bune. E bune să mor dacă nu am amândouă. Chiar m-a impresionat. Chiar având cu o idee chiar ok. E ceai cu afine și flori de astea, da? Și ăla cu vanilie. Chiar mișto. Și ambalajul chiar mișto. Băi! Doamne ajută, bani de 100, ne auzim, pa!